Bună ziua, domnule viceprim-ministru. Din cum bine ați venit în studioul nostru la PS News. Am să încep interviul nostru de astăzi cu problemele guvernului din care faceți parte și am să vă întreb în primul rând dacă faptul că în acest guvern de tehnocrați, cum a fost el denumit în prima fază, prezența dumneavoastră poate fi interpretată și ca un compromis pe care l-a făcut președintele Klaus Iohannis la vremea propunerii și domnul Cioloș până la urmă, la vremea propunerii, în sensul obținerii voturilor celui mai important partid parlamentar la acel moment. Am explicat de multe ori că nu are nicio legătură prezența mea în acest guvern cu vreo negociere sau cu vreun târg. Am avut o carieră politică de vreo 7 ani, de 7 ani, 8 ani deja mi-am dat demisia din toate funcțiile și din cea de membru al Partidului Social Democrat și am activat în spațiu public făcând analize. Îl cunosc pe domnul Cioloș de mulți ani, am explicat amândoi acest lucru, am lucrat la proiecte de cercetare împreună, avem un cadru de reflecție comun legat de dezvoltarea României, mai ales în ceea ce privește dezvoltarea comunităților rurale și conservarea sau modernizarea satului, păstrând totuși civilizația rurală. De aceea, n-a existat niciun fel de discuție, să spunem, între cei care au făcut guvernul și cu mine în alte condiții decât cea de a participa la un proiect temporar, un proiect de un an de zile, în care să mă aduc partea de expertiză. Nu știu dacă nu s-a gândit cineva și la faptul că sunt un intelectual de stânga, că am o relație de prietenie cu Liviu Dragnea și, sigur, da, asta e personală, nu are legătură cu partidul, cu unii oameni din PSD care continuă să mă respecte. Dar asta este altceva. Nu cred că are legătură cu vreo formă de negociere. Pur și simplu am încercat să construim un guvern echilibrat în care să existe oameni aduși de la Bruxelles, să fie oameni aduși din mediul privat și oameni cu experiență în ceea ce privește strategiile de dezvoltare. Cariera recentă, să spunem, am lucrat la proiectul de regionalizare și descentralizare în cadrul unei comisii academice organizată la MEDERAP, la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, alături de alți colegi, profesori, sociologi sau membri ai Academiei. Deci am gândit cu totul alte lucruri în acel moment când a fost pusă problema nominalizării mele. Guvernul tehnocrat de care vorbeam și din care faceți dumneavoastră parte a fost numit pe un fond emoțional mai deosebit, dar a avut, zic eu, o susținere, o simpatie populară enormă, chestiune fără precedent. Credeți că această simpatie, această susținere mai este la fel de prezentă la atâtea luni, la 3 luni, atât după numire, sau ușor, ușor s-a erodat, așa cum se erodează până la urmă orice guvern? Dacă ne uităm în cifrele de sondaje, încrederea este mult mai consolidată, ca să spunem așa. Înainte era vorba de o simpatie spontană, de o emoție spontană. Acum, încrederea în guvern a început să aibă un profil, a început să aibă o explicație. De ce? Se bazează deja pe figuri din guvern, inclusiv pe creșterea notorietății și încrederii în premierul Dacian Cioloș și pe unele strategii și proiecte. Asta nu înseamnă că încrederea în guvern va rămâne la cel mai mare nivel. Niciun avion nu rămâne în aer. Trebuie să aterizeze undeva. Așa se întâmplă și cu curba de simpatie pentru orice formă politică. Fie că este vorba de instituție, fie că este vorba de oameni care iau decizii politice, ori, dincolo de metafora de tehnocrație, orice guvern, indiferent cum a fost format, din oameni numiți politic sau numiți pe baza unui criteriu, să spunem, al competenței, tot trebuie să facă politică și politici. De aceea, sigur că orice guvern și guvernul nostru va cunoaște probabil și o curbă descendentă în ceea ce privește încrederea. Deocamdată, cred că suntem încă într-o lună de miere și, în mod normal, cred că merităm asta pentru că atunci când vii într-o situație de criză și încerci să rezolvi
unele lucruri nepompieristic, pentru că atunci când vin la un guvern trebuie să faci niște lucruri care trebuie făcute urgent, pe care sunt, vin, să spunem, obligatorii, sunt la impuse, cum se spune în gimnastică, și alte lucruri pe care încercăm să le gândim noi ca strategice pentru viitor. Pentru că noi avem două proiecte, să zicem așa, într-unul singur, 2 în 1, ca în ultimele promoții. În primul rând este nevoie de a realiza câteva lucruri urgente care să iau o serie din disfuncționalitățile care există în momentul ăsta în funcționarea administrației, în funcționarea serviciilor publice, servicii publice de care oamenii nu sunt mulțumiți, inclusiv drama de la colectiv vine dintr-o irresponsabilitate care este, să spunem așa, nu știu cât este corupție, va hotărâ justiția cât este corupție, cât este prostie în acel moment, dar în primul rând sunt niște disfuncționalități legate de servicii sociale, de control al unor servicii publice, al celor care dau servicii publice. Deci avem un proiect pe termen scurt, să zicem, care este cel de funcționare a statului cât mai bine, și avem un proiect de a reconstrui statul român în câteva componente ale sale. Proiect care înseamnă, în primul rând, a trage liniile generale și sperăm că un guvern, poate mai legitim decât noi, care va veni după alegerile din toamnă, va continua aceste proiecte pe care încercăm să le facem în câteva sectoare importante, în sectorul modernizării statului și reformei statului, a funcției publice, în domeniul dezvoltării administrației și a descentralizării și a unor elemente care țin de optimizare teritorială. În domeniul economiei încercăm, și premierul alături de vicepremier și de noi toți, încercăm să construim o strategie pentru valorificarea resurselor pe care România le are, și aici nu vorbim numai de resursele minerale sau de resursele subsolului, vorbim și despre resursa umană pe care o are România, și încă câteva proiecte care sunt proiecte strategice. Sperăm că vom pune bazele unor proiecte pe care să le putem urmări în continuare. Cei care vor fi la guvern, cei care vom fi în societatea civilă, instituțiile și toți ceilalți. Deci sunt mai multe elemente care intră în această structură a responsabilității pe care ne-am asumat-o în acest moment. Deci în acest moment avem de făcut aceste lucruri complicate, încă suntem într-o perioadă de miere, să spunem, până la vreo 100 de zile se acceptă oriunde, că sunt critici mai puține, chiar dacă nici în ultima perioadă nu am scăpat și de o dimensiune critică, asta este foarte bună, guvernul a reacționat de câte ori, mass media a avut dreptate și a făcut schimbările necesare, cu o mare mobilitate, cum nu s-a întâmplat. Dacă tot ați vorbit de această perioadă de miere, înainte să trecem la activitatea noastră la ministerul pe care îl conduceți, mă gândeam să vă întreb dacă totuși vă așteptați, inclusiv în baza prieteniei pe care ați enunțat-o mai devreme cu liderul PSD, domnul Liviu Dragnea, ca această prietenie să cântărească mai mult decât în mod normal în eventualitatea unei moțiuni de cenzură. Până la urmă, partidele politice, că sunt în opoziție sau cum sunt ele, au și în fișa postului și acest instrument al moțiunii de cenzură împotriva guvernului. Relațiile personale contează mai puțin în asemenea situație. Relațiile personale te pot ajuta maximum să comunici mai bine, să transmiți mai bine ce ai de spus cuiva. Atunci când este vorba însă de un partid, și un partid care are, să zicem, forța, organizarea Partidului Social Democrat, atunci aceste lucruri nu contează. Noi ne bazăm în guvernul nostru în acest moment și pe susținerea PSD, o susținere care a fost foarte clar exprimată la numirea noastră în funcții. Ministrii au fost votați de PSD în unanimitate și în comisii, dacă o să vedeți. Am primit după aceea, cu ocazia votului la buget, am primit o nouă legitimare din partea PSD-ului în acest moment și din partea lui Liviu Dragnea, evident, dar n-a fost asta pentru că eram noi prieteni, ci mai degrabă pentru că proiectul cu care am venit noi a fost agreat de către PSD, considerat un proiect neutru politic și un proiect bun pentru România. Ne bazăm pe o idee pe care PSD-ul a enunțat în ultima vreme, o idee de consens național, care până în 2018-2019, cum am văzut în câteva interviuri, ar trebui să fie fundamentul construcției unui proiect pentru România, un alt proiect pentru România, în care forțele politice să convină asupra unor priorități. În rest, sigur că lupta electorală se deschide întotdeauna
elegant, dar după aceea se dau cu toate armele. După aia totul e permis, dar asta în general în campanii electorale. În rest, ideea pe care și PSD-ul și am văzut că și PNL-ul a lansat-o a fost: în acest an vom face coduri interne, vom încerca o restructurare internă, vom face unele procese interne ale partidelor și guvernul va fi sprijinit, evident, nu necondiționat, dar va fi sprijinit pe câteva priorități pe care toate partidele vor fi de acord. Până în acest moment, poate cu excepția acestei discuții despre unul sau două tururi, dar până în acest moment, acest consens a funcționat. Noi sperăm că acest consens va funcționa și în viitor pe marile proiecte pe care le vom aduce noi în discuție. De altfel, mi-am arătat disponibilitatea. Eu am fost deja în Comisia de Administrație Publică, în Comisiile Reunite, am fost de două ori până acum și o să mă duc foarte des. Am săptămâna viitoare o să prezint niște strategii de dezvoltare teritorială și o strategie, de exemplu, legată de funcția publică pe care vreau să le prezint înainte de a le lansa. În momentul când le lansez pentru dezbatere publică, să le prezint în mod special în Parlament, pentru că Parlamentul ne-a legitimat pe noi și noi suntem, fiindcă n-am fost aleși printr-un scrutin, noi de fapt trebuie să dăm seama Parlamentului de fiecare mișcare de-a noastră și fără sprijinul Parlamentului recunosc că guvernul acesta nu ar putea să facă ceva, mai ales că este un timp foarte scurt. Deci sperăm că nu se va ajunge la moțiune de cenzură. Dacă se va ajunge la moțiune de cenzură, atunci sigur că va conta echilibrul sau dezechilibrul care va exista în Parlament. Nu există nicio altă cale de a negocia. Înțeleg. Vă propun să ne focusăm un pic și pe Ministerul Dezvoltării, cel pe care dumneavoastră acum îl conduceți și despre care s-a spus că nu este un minister tocmai ușor. Dovada faptului că pe acolo, în ultima vreme, în ultimii ani, au trecut numai nume grele. A fost Elena Udrea, a fost Edi Helvic, Liviu Dragnea, Vasile Blaga. Sigur, 3 luni, 2 luni jumate, 3 luni sunt poate puțin, dar având în vedere că guvernul de tehnocrați trebuie să facă totul într-un ritm alert, vă întreb, în aceste luni ați reușit să faceți o radiografie și a activității din urma acestor predecesori pe care am enumerat? Și dacă da, poate puteți să ne spuneți și unele greșeli în viziunea dumneavoastră pe care le-ați descoperit în minister în perioada de dinainte? Vreau să spun un lucru de principiu. Este un minister care funcționează și pe care l-am găsit funcționând, pe care l-am găsit făcând proiecte, fiind responsabil cu proiecte europene importante, unde, de exemplu, gradul de absorpție a depășit la finalul perioadei 2007-2014, pe care noi am terminat-o în 2015, așa cum ați văzut, și unele programe continuă chiar până în iunie 2016. L-am găsit funcționând cu rate de absorpție, de exemplu, pentru Podca, pentru POR, de peste 80%, unele în jur de 90-90 ceva la sută în cadrul programelor transfrontaliere, de exemplu. De fapt, toți miniștrii care au fost înainte, unii au stat mai puțin, alții au stat mai mult, au avut, sigur, au fost influențați de mișcarea generală a guvernului și a vieții politice din România. Toți miniștrii au participat la un proiect. Au adus fiecare câte o bucățică dintr-un proiect. Un proiect mai mare legat de descentralizare, un proiect de asemenea legat de modernizarea funcției publice. E adevărat că după atâția ani, de vreo 7 ani și mai bine, cu studii de la Banca Mondială și cu celelalte ajutoare externe pe care le-am avut, am ajuns acum să avem niște strategii la care lucrez și eu acum pentru a le actualiza, pentru a le da o formă mult mai pragmatică, pentru a le face, mă rog, într-un spirit, să zicem așa, mai curajos. Nu au fost finalizate, nu au fost duse până la capăt niciunul din aceste procese. Poate că s-ar fi putut termina mai demult. Dacă guvernele și miniștrii respective ar fi avut mandate mai lungi, adică mandate complete, pentru că de fiecare dată s-a văzut că mandatul a fost fragmentat de un eveniment sau altul, și dacă echipele guvernamentale de conducere, premierul și ceilalți, ar fi avut probabil mai multă determinare în a tăia coada câinele, cum se spunea la un moment dat, de a lua câteva decizii importante în acel moment. Decizii care erau legate, de exemplu, de cât merge politizarea în cadrul funcției publice, până unde merge politizarea, dacă facem sau nu facem o descentralizare eficientă a unor funcții din ministere spre județe și spre cetățeni, spre localități, dacă dăm și resurse pentru asta.
Deci acestea erau niște alegeri care, sigur că e ușor de înțeles pentru un politician, ești ajutat de partid când ești un ministru politic acolo și este un sprijin să ai un partid puternic în spate, dar pe de altă parte ai și unele frâne, pentru că partidele nu pot să-și antagonizeze părți din electorat. Încearcă să maximizeze, dacă se poate, sprijinul și atunci astea au fost frâne pentru miniștrii care au fost. Nu am făcut analize, să spunem, pentru activitatea miniștrilor de dinaintea mea, pentru că nici n-am avut timp să fac asta, nici nu cred că este un proiect pentru mine. Am făcut analiza proceselor care s-au desfășurat și a procesului legislativ, mai ales a modului în care s-au construit anumite programe, de exemplu Programul Național de Dezvoltare Locală, PNDL-ul, cum îi spunem noi. M-am uitat de la început cum s-a făcut cum s-au inventat, să spunem, proiectele de dezvoltare locală, ce s-a întâmplat pe parcurs din 2007 până acum, care au fost legile care au guvernat asta, ce proceduri au folosit, pentru ca să înțeleg ce n-a funcționat și să înțelegem, de fapt, ce o să facem acum în ideea unei transparențe foarte mari și a unui control public asupra resurselor, pentru că ideea cu care venim noi acum, Guvernul Cioloș, este să mărim transparența, încrederea în administrație și un control public asupra resurselor. Deci vreau să, dacă ați dat în discuție subiectul, atât premierul Cioloș, acum și dumneavoastră, întăriți ideea, ne-ați transmis că reforma nu se face peste noapte. Bun, am înțeles. Dar tot dumneavoastră ați spus mai devreme că miniștrii de dinainte au avut mandate scurte. Al dumneavoastră eu aș spune că e foarte scurt, nu scurt. Și atunci am văzut că aveți această teză a reformei în administrație, dacă n-au putut-o ceilalți în perioade mai lungi. Ce puteți să faceți dumneavoastră și în ce ar consta exact reforma făcută la Ministerul Dezvoltării de către dumneavoastră pe înțelesul omului de rând, omul de la țară? Ce să se aștepte de la ce puteți face în acest domeniu? Ca să vă răspund la prima componentă a întrebării, cea legată de timpul scurt. Noi ne aflăm în acest moment la capătul unui proces. Eu vreau să spun că pe parcursul mandatelor celorlalți miniștri, cel puțin ultimii pe care îi știu, s-au dezvoltat lungi procese de cercetare a administrației, proiecte cu Banca Mondială care au durat 3-4 ani și care acum au ajuns cu rapoartele, mă rog, anul trecut sau în 2014 au fost rapoartele finale. Deci, nu, cumva, reforma a avansat în toți acești ani. Noi ne aflăm la capătul procesului acum. Deci, este vorba de ultimele decizii care trebuie luate. Decizii destul de grele în anumite momente, de exemplu, ca să faci un salarizare după o salarizare unitară, un sistem de salarizare bugetară unitară. Acolo trebuie să iei niște decizii legate de ierarhia salariilor în funcție de raportul dintre salariul președintelui cel mai mare și a celui mai mic funcționar din sistemul public. Să vezi ce se întâmplă pe categorii ocupaționale, unde sunt diverse diferențe, cum le echilibrezi pe acestea, cum bonusezi, să spunem, în anumite situații sau cum nu bonusezi anumite lucruri. Deci sunt lucruri de făcut. Deci noi avem acum posibilitatea ca să nu să încheiem procesul de reformă, dar să încheiem procesul legislativ. În sensul că să dăm toate măsurile legislative pentru ca reforma să se pună în practică. Sigur că noi o să începem cu ea anul acesta și va trebui continuată ani de zile reforma. Nu poți să faci reforma în întregime. Dar acum procesul legislativ îl putem duce la capăt cu ajutorul Parlamentului, pentru că dacă acestea se vor bloca în Parlament, atunci s-ar putea ca aceste lucruri să lungească. Și vă spun câteva lucruri foarte simple pe înțelesul oamenilor. Adică vrem să vedem cum putem să reducem, să spunem, constrângerile pe care cetățeanul le are pentru a accesa un serviciu public. Înseamnă reducerea numărului de avize care sunt necesare. Uitați-vă acum ce se întâmplă cu ISU. Da. Noi avem avize, cred că câteva țări luate împreună pentru o singură procedură. Da. Apoi vrem să construim un stat, dacă se poate, mai simplificat, dar în același timp care să-și asume funcția serioasă de control asupra resurselor, de control chiar asupra funcționarilor. Vrem să vedem din funcționarii publici să redăm, de exemplu, demnitatea funcționarului public. Vedem dacă este nevoie de toți care sunt. Vom vedea de asemenea, sunt oameni plătiți diferențiat la pregătire egală în același sistem, în funcție de locul unde lucrează, este plătit mult mai prost decât unul de aceeași pregătire care lucrează în altă parte. Nu este normal să se întâmple asta. Ne vedem care sunt resursele necesare pentru ca funcționarii publici să fie foarte eficienți. De ce au nevoie pentru asta? Vedem cum putem integra online-ul și toată guvernarea electronică în acest proces. Deci toate acestea sunt lucruri, sunt studii făcute. S-au făcut diverse scenarii. În principiu, acum trebuie luate câteva decizii. De aceea,
Vrem să vedem de asemenea, dincolo de salarizare, cum promovăm un concurs de funcționar public. După aceea, care este previzibilitatea carierei, un ghid al carierei funcționarului public. Nu că te ține un șef, de exemplu, unul devine șef în sistemul nostru de acum, intră la 20 și ceva de ani și devine șef. Și a rămas să rămână acolo, pentru că a ajuns la nivelul maxim, pentru că l-a numit cineva politic, s-a numit o funcție. Vreau să vedem o carieră. Ce înseamnă cariera unui și un ghid al carierei pentru funcționarul public? Cum poți să îi plătești pe cei excepționali? Pentru că nu este normal ca funcționari publici care au lucruri diferite, au performanță diferită, să nu poate fi diferențiați. Ce înseamnă managementul în funcția publică? Adică ce mecanisme are managerul pentru ca să conducă? Mecanisme în care atât de a sancționa, dar și de a sancționa premial, cum spunem noi în sociologie, adică de a mobiliza pe oameni. Vrem de asemenea să vedem cum putem optimiza descentralizarea. S-au făcut deja mulți pași în descentralizare. Există funcții care au fost transmise de la centru spre teritoriu, vorbim de sănătate, de educație. Nu întotdeauna s-au descentralizat și resursele. Deci, în mod normal, atunci când descentralizăm funcții, trebuie să descentralizăm și resurse. Deci vrem să vedem această articulare între centru, județ și localitate, fie că este oraș, fie că este comună. Pentru că există foarte multe desincronizări, de fapt, între acestea. Am făcut un inventar și lucrez acum împreună cu asociațiile primarilor, ale președinților de Consiliu Județean, ale forțelor prefecți. Sunt oameni cu experiență extraordinară în administrație și care au venit la mine de la începutul mandatului până acum, ne întâlnim din când în când, să vedem care sunt micile blocaje din administrație care fac ca, de exemplu, să nu funcționeze un întreg proces. Că sunt lucruri foarte mici pe care le putem optimiza. Desfințesc, să spunem, un tip de aviz și asta deschide, de fapt, o cale spre a fluidiza administrația. Din punct de vedere al personalului cu care dumneavoastră lucrați, pe mandatul lui Liviu Dragnea, ministru înaintea dumneavoastră la dezvoltare, au apărut o serie de, nu știu, nu le-aș numi scandaluri, dar o serie de bârfe în presă legate de oameni care au fost aduși acolo pe alte criterii, pe persoane care ocupau funcții nu tocmai corespunzătoare pentru pregătirea lor. Ați făcut, să spunem așa, curățenie în minister, aveți o nouă echipă și aveți niște oameni pentru care garantați 100% sau ați mai păstrat din resursa umană găsită acolo? Deci noi am declarat încă de la început ca guvern nu putem să eliminăm, să spunem, oameni din ministere, din echipe care lucrează, sunt echipe care lucrează de 10 ani, de 15 ani, echipe de funcționari publici care au ocupat aceste locuri prin concurs. Sigur, au plecat secretari de stat în această perioadă, au venit câțiva secretari de stat noi, încă sunt în proces de headhunting, ca să spun așa, încerc să caut în continuare specialiști, am luat deja în echipa mea oameni din societatea civilă care au lucrat în domeniul acesta al reformei în administrație, al dezvoltării teritoriale. Am câțiva oameni și pentru optimizarea altor procese din zona guvernamentală, în domeniul culturii, pe care o coordonez eu, un consilier, și încercăm să... Am deschis concursuri acum, inclusiv pentru posturi care nu erau ocupate în minister, posturi importante de director, de exemplu, important, nu erau ocupate, sau erau ocupate cu interimar de multă vreme. Acum am deschis concursuri transparente și sper să-mi completez echipa în acest moment. Nu am găsit ceea ce s-a discutat înainte, știu, erau funcții de consilieri care vin și pleacă, nu era vorba de oameni care să fie în zone importante de decizie în acest minister. Acest minister are un pronunțat caracter tehnic. Adică pentru că se pricep la administrație, nu poți aduce pe cineva din afară care n-a lucrat în administrație, care nu este un jurist specializat în administrație, ca să faci dezvoltare teritorială, de asemenea să faci urbanism, locuire, ce facem noi. Avem Compania Națională de Investiții în care există oameni specializați în construcții, în arhitecți care se ocupă de proiecte. Deci este greu să aduci politruci și într-un sistem care este eminamente tehnic, cum este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. De aceea au plecat odată cu vechiul guvern câțiva secretari de stat și au mai plecat unii oameni, dar în rest noi ne-am ocupat de a continua foarte repede, de a relua procesele acestea și le aduce mai departe. Nu am încercat să facem schimbări de dragul schimbărilor. Sigur că în acest proces mai pierdem oameni. Vedem că într-o strategie la care lucrăm cineva este ineficient, pleacă singur, dar nu am făcut o să-i zicem așa, un fel de epurare din minister în momentul când am venit. Am văzut că și am cerut, în primul rând, a fost o
curiozitate jurnalistică, să spunem așa, sociologică a mea, am cerut CV-uri pentru șefii unor departamente importante de care avem nevoie în această perioadă, să văd vechimea care o au în minister, unde au mai lucrat în domeniul respectiv, de ce experiență au înainte de a ajunge acolo. Am fost satisfăcut de ceea ce am văzut în ceea ce privește posturile principale. Acum însă suntem într-un proces de a aduce oameni noi, foarte mulți specialiști. Încercăm să aducem specialiști tineri de la universități. Sunt și ONG-uri în domeniul acesta în care lucrăm noi, care sunt foarte buni actori pe piața asta controlului public în ceea ce privește administrația și încerc să ne întărim și cu oameni care sunt specialiști și care au experiență în domeniul acesta, în zona civică. Dar, spuneam, nu am făcut o altă particularitate a ministerului pe care îl conduceți este că are un buget mare, foarte mare, pe care parțial îl redirecționează către comunitățile locale. Această poveste a dat de-a lungul timpului naștere multor semne de întrebare. Multe chestiuni de genul ăsta le-am regăsit inclusiv în dosarele instrumentate de DNA. Președinți de la consiliile județene care cu banii pe care îi primeau de la minister îi redirecționau către firme de casă, către prieteni apropiați, inclusiv recent dosarul președintelui Uiureanu și mulți alții. Acum, sigur, o să-mi spuneți că ministerul dă drumul la bani, iar ce fac oamenii aceia în comunitățile locale este treaba lor și a DNA-ului care veghează asupra lor. Pe de altă parte, de ce am crede mai mult că Vasile Dâncu împarte cu mai multă bună credință decât predecesorii domniei sale acești bani către anumite comunități care cu acești bani să-și poată face niște interese până la urmă mai mult sau mai puțin obscure? Nu trebuie să credeți pe nimeni pe cuvânt, dar eu am creat condiții pentru o vizibilitate a tot ceea ce se întâmplă în acest domeniu, o vizibilitate perfectă, o transparență totală și apoi avem un proiect care înseamnă redistribuirea tuturor resurselor în funcție de criterii foarte clare, în funcție de niște seturi de indicatori pe care îi folosim pentru orice. Și vă dau câteva exemple. Programul Național de Dezvoltare Locală, PND-ul, despre asta s-a discutat. Sigur că în anii trecuți fiecare guvern a dat cumva într-un fel sau altul spre partidul din care făcea parte un procent de 5-7% mai mult. Am făcut o analiză pe toate aceste domenii, pe toate proiectele necesare, pentru că a fost o discuție politică la în momentul în care am ajuns eu la acest minister și atunci am hotărât toate proiectele care se fac și care sunt acceptate de minister pentru a fi finanțate se fac pentru transparență totală. Dacă vă uitați pe site-ul nostru, deja avem inclusiv ordine de ministru, inclusiv toate comunele care există, toate proiectele care există în PNDL, de exemplu, sunt trecute acolo. Toate proiectele acestea sunt trecute cu fazele de finanțare în care se află. Sunt trecute criteriile după care alegem atunci când se jurizează proiectele respective. Am prezentat și o să prezint în Comisia de Administrație Publică, în Comisiile Reunite de Regulă, toate criteriile după care stabilim inclusiv această reechilibrare a bugetelor locale care se face, dar asta se face de către Ministerul de Finanțe printr-o formulă. Am testat de-a lungul anilor mai multe formule și acum discutăm cu formulele pentru că nicio formulă nu este perfectă și în localitățile care au nevoie de un sprijin din partea guvernului pentru a reechilibra bugetele locale, uneori se plâng că o formulă sau alta îi dezavantajează, dar eu am următorul argument. Nu hotărăsc nimic eu, singur. Tot ceea ce hotărăsc pun în vizibilitate și în același timp în echipe de specialiști. Acești specialiști au criterii, optimizează multicriterial atunci când iau o decizie și toate aceste lucruri le facem și cu consultarea comisiei, unde în comisia noastră există oameni, membri din toate partidele. Ei pot să vadă foarte clar criteriile după care se face și nu luăm nicio decizie care să aibă o formă, să spunem așa, politică ca și argument. Acesta este un angajament pe care ne-am luat.
Dacian Cioloș a reiterat acest lucru și acum, cu ocazia dezbaterii legate de voturi, încercăm să reparăm chiar și lucrurile care înainte au fost un bun indicator, pentru că eu am adunat toate criticile care s-au făcut la programe, pentru ca să vedem ce să nu mai facem noi în continuare. Am discutat cu liderii partidelor reprezentate în Parlament de mai multe ori asupra criteriilor pe care le vom folosi în viitor și cred că am obținut o modalitate de control parlamentar care să fie și control public, care să mă scutească de a mai fi criticat pentru asta. Nu decid nimic după mintea mea și după capul meu, ci căutăm întotdeauna să luăm decizii comune și transparente. Aceasta este filozofia guvernului nostru. Am înțeles. Și o ultimă întrebare scurtă înainte de a ieși din zona ministerului și a ne muta un pic în politic. Dacă ar fi să identificați una și numai una dintre realizările noastre în ultimele 3 luni la minister, care credeți că este cea mai importantă? N-aș putea să spun despre una singură, să spunem, care ar fi foarte importantă. Aș putea să spun că am definitivat... Și asta este, să spunem, strategia pe care mi-am pus-o încă de la început, să definitivez câteva strategii care erau pregătite și care nu aveau în acel moment un proiect, să spunem, calendaristic foarte clar, nu aveau măsurile și etapele foarte clare sau aveau etape foarte lungi de 3-4 ani. Strategia de dezvoltare teritorială la care am lucrat și care este aproape gata împreună cu mulți specialiști, cu echipe, cu societatea civilă și modificările legate de strategia funcției publice, facem acum un comitet ministerial și aceste două strategii, după părerea mea, sunt fundamentale. Am lucrat și la strategia legată de Institutul Național de Administrație. Dar pe asta nu îl pun pentru că încă nu am terminat, încă discutăm mai multe variante. Avem deja 3 scenarii pentru organizare și încă n-am hotărât între ele. Însă a fost o perioadă foarte lungă în care am avut nevoie să discut cu sute de specialiști, am discutat cu profesori de la universitate, am văzut ceea ce erau nemulțumiți față de documentele create până în acel moment și acum putem spune că avem 2 trasee secvențializate deja în ceea ce privește funcția publică și dezvoltarea teritorială, descentralizarea administrativă. Aceste 2 lucruri le-am definitivat și am lucrat foarte mult împreună cu echipa mea până în acest moment. Le punem în dezbatere publică. În timpul ăsta lucrăm în continuare pentru a optimiza, dar conceptul avem și avem și deja câteva alegeri politice importante pe care le-am făcut, alegeri de politică publică, să spunem așa. Haideți să încercăm să ne focusăm un pic pe PSD, un partid din care ați făcut parte și alături de care ați rămas într-o formă sau alta, fie prin prietenia care v-a legat de unii lideri, fie prin colaborarea cu alții. Niciun partid nu facilitează prieteniile. Partidele mai degrabă îi despart pe oameni și distrug prieteniile, așa încât aș reformula ideea asta ca să corespundă realității mele. Nu am rămas alături de PSD în această perioadă. Sunt un intelectual de stânga și sigur că acest alături este poate un traseu mai degrabă. Haideți să facem un joc al imaginației. Cum vedeți viitorul PSD-ului în varianta celui mai sumbru scenariu și anume a condamnării definitive sub o formă sau alta a liderului Liviu Dragnea? Nu o să pot comenta acest lucru pentru că vă spun foarte sincer și puțină lume mă crede, dar vă spun încă o dată, în ultima vreme nu am avut nici timp, nici chef, să zicem așa, ca să studiez ce se întâmplă în partidele din România, nici în PSD, nici în celelalte. Nu știu cum se articulează, să spunem, competiția internă în partid, ce se întâmplă în partid. Și pe de altă parte, eu am ieșit definitiv din viața politică în 2018 și orice comentariu pe care îl fac acum îmi poate, să spunem, aduce unele prejudicii activității mele de funcționar public, de funcționar al statului pe care o fac acum. Dar cum vedeți din exterior, să spunem, retragerea pasului înapoi pe care l-a făcut Victor Ponta, de exemplu? A liniștit un pic apele și în PSD și în viața politică românească? Nu știu, nu sunt un specialist în Victor Ponta. Victor se și supără când vorbesc despre el.
Nu știu dacă pasul în spate pe care l-a făcut este bun sau rău pentru partid. Nu-mi dau seama, cei dinăuntru pot să știe cel mai bine. Un singur lucru aș putea să comentez aici. Ca un lucru să fie bine receptat în partid și să și folosească într-un partid, asta spun la nivelul general, trebuie să fie și previzibil pentru cei pentru care îl faci. Adică atunci când vrei să faci bine unui partid, trebuie să-l și avertizezi, măcar cu câteva ceasuri înainte asupra lucrului pe care l-ai făcut. Sigur că Victor Ponta a avut și o activitate care a adus un beneficiu partidului de-a lungul timpului. Se văd asta în sondaje, deci nimeni nu se conteste meritele pe care le-a avut pentru partid. Însă despre funcționarea lui ca președinte nu pot să mă pronunț pentru că nu mi-a fost președinte niciodată. Eu am demisionat mult înainte de a fi el președinte. Ați surprins recent cu o declarație în care vorbeați despre guvernul Cioloș și în care ați spus că nu este unul eminamente tehnocrat, ci are și o componentă politică. Și mai mult, l-ați lansat ideea că unii actuali membri ai guvernului ar putea face parte la un moment dat din partide politice. Ce să înțelegem? Că în momentul de față partidele politice stau pe margine, să spunem așa, și încearcă să-și identifice noi membri, noi lideri pe care să-i coopteze în rândul lor? Ceea ce enunțați la început era mai degrabă o interpretare pe care presa a făcut-o la ceea ce am spus eu. Mai exact, eu am spus următorul lucru. Orice guvern, indiferent indiferent de modalitatea prin care au fost desemnați membrii, devine un guvern care face politică. Deci în momentul când, oricât de tehnocrat ai fi, și mitul acesta al tehnocraților poate fi discutat, oricât de tehnocrat ai fi, când ajunge guvern trebuie să faci politici și să faci politică. Orice ai face. Deci niciun guvern nu este tehnocrat. Ideea asta de tehnocrație absolută este un mit, mai degrabă. Te duci acolo și trebuie să faci, să iei decizii care înainte au fost politice și acum afectează și politic și așa mai departe. Deci există o mare problemă aici în a crede că există așa un guvern care este deasupra tuturor lucrurilor. Așa ceva nu există, pentru că ai de rezolvat probleme care sunt probleme politice. Atunci când alegi între un nivel de salarizare sau altul, faci politică. Atunci când iei o decizie legată de învățământ, de cultură, de fapt, faci politică. Eu ce am spus a fost că acest guvern este un guvern de specialiști, că mie nu-mi place cuvântul tehnocrat, dar asta nu înseamnă că în guvernele care sunt aduse de partide nu sunt specialiști. De multe ori și partidele au adus experți, oameni care nu erau membri de partid, care erau oameni foarte competenți, sunt și membri în partide care sunt competenți. De multe ori nu-i cunoaștem. Sunt tineri care stau undeva într-un birou mai marginal, să spunem, la partid, dar care sunt foarte buni specialiști, au făcut studii în străinătate sau sunt foarte buni experți într-un domeniu. Însă această sintagmă că este un guvern politic, din păcate, încurcă foarte mult la percepția realistă, să spunem, a unui guvern. Ceea ce am spus eu este că acești oameni, mai ales tineri care au venit în guvernul Cioloș, le doresc ca în viitor să facă politică, pentru că guvernele tehnocrate sunt un fel de pauze de respirație, cum spuneam eu, între două perioade politice, apar mai ales în criză, nu pot funcționa mult timp pe termen lung, pentru că formula democrației se bazează pe politică, pe partide politice, pe jocul democratic, ca fiind singurul mecanism care s-a inventat până acum de a guverna, de a face managementul unei societăți. Dar eu îmi exprimam oarecum speranța că unii din tinerii care sunt în acest guvern, sunt entuziaști, ar putea ca la un moment dat să-și descopere o vocație politică, să fie ofertați de către partide politice și să nu se piardă, să spunem, doar în acest intermezzo de un an de zile, să poată fi valorificați în guverne viitoare. Eu cred că asta face parte din înțelepciunea pierdută la un moment dat a politicii, a găsi oameni cât mai buni și inclusiv faptul că n-ar trebui să ne uităm în biografia unui om dacă a mai fost într-un guvern care a fost un moment de anumită culoare sau un guvern tehnocrat, să zicem, să-l încurce la dosarul lui de specialist. Cred că ar trebui să ne uităm la oameni în funcție de ceea ce pot să facă. Și dacă acești oameni vor
arăta în activitatea lor că sunt foarte buni, eu cred că ar trebui valorificați în viitor. Asta vreau să spun. Sigur că partidele, eu n-am văzut încă, am văzut niște glume de genul ăsta când s-au făcut oferte să intrăm în partide, dar dincolo de lucrurile astea glumețe, nimeni nu face politică în acest moment în sensul partidic al conceptului în guvernul Cioloș. Și acest lucru cred că este în acest moment un element de coeziune foarte important. Noi suntem destul de motivați și coezivi și acest lucru crește tocmai datorită faptului că nu suntem exponenții unor interese contrare. Dar apropo de o posibilă intrare sau reintrare în politică, în ceea ce vă privește, vă mai vedeți întors în rândurile unui partid politic? Și aș nuanța și aș concretiza întrebarea spunând, și dacă într-un context oarecare, să spunem, PSD-ul vă va cere acest lucru, vă va reîntoarce în rândul lui și ați prelua acest partid? Este foarte greu pentru că nu cred că un partid mare ar putea să ia pe cineva care nu mai este membru de partid de multă vreme și să-l considere ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic șeful lor. Asta este un lucru legat de ofertă. În al doilea rând, eu nu sunt pregătit să mai fac politică. Am spus asta de foarte multe ori. Am un alt proiect de viață și nu, în momentul când am plecat din funcția de vicepreședinte, cred că mi-am descoperit mie și faptul că nu am adrenalina puterii, nu sunt legat de acest lucru. Deci consider că este improbabil ca acest lucru să se întâmple. Sigur că se spune în politică să nu spui niciodată, pentru că sunt contexte care schimbă toate lucrurile, te schimbă și pe tine. Pe mine nu mă schimbă nimic în acest moment. Eu cred că PSD-ul crește și în acest moment tineri, echipe de tineri, chiar în zona vicepreședinților pe care îi are Liviu Dragnea, există foarte mulți tineri. Este fără precedent în istoria partidului și chiar în istoria partidelor de la noi. Și acest lucru, cred că, pornind și de la ce am văzut că a făcut Liviu Dragnea la ultimul congres, un program de însănătoșire, să spunem, ideologică, de recentrare ideologică, un program etic, să spunem, de a atrage resurse umane, eu cred că va găsi resurse și optimism intern. Nu cred că partidele din acest moment au nevoie neapărat de oameni cu mare experiență politică, să spunem cum aș spune că aș fi eu, ci mai degrabă oameni cu optimism, cu entuziasm și cu credința că totul se poate schimba. Dacă nu ai toate aceste elemente, atunci cred că greu poți să transmite și celorlalți această idee. Domnule vicepremier, pe finalul interviului vă propun foarte pe scurt să abordăm două teme. Chestiunea alegerilor în două tururi sau într-un singur tur, alegerilor locale, și chestiunea Republicii Moldova. În prima fază, chestiunea cu alegerile în două tururi. Considerați că a fost poate cea mai bună alegere aceasta păstrării unui singur tur? În primul rând mă refer din punct de vedere al reprezentativității unui primar care poate, iată, ajunge să aibă în spate poate sub 30% din electoratul unei administrații sau unei comunități locale. Eu consider, așa cum a fost și poziția noastră exprimată de premierul Dacian Cioloș, cred că aceasta este o chestiune care în acest moment este o chestiune politică, face parte dintr-un efect a unei negocieri politice între partide în Parlament și aceasta trebuie tratată în Parlament. Sociologic, dacă mă întrebați pe mine care ar fi diferența între alegeri în primul tur și în alegeri de două tururi, ca om care măsoară și care a predat sociologie politică, n-aș fi foarte entuziast în a face foarte mare diferențiere între un singur tur și două tururi. Există lucruri pozitive și la un tur, există lucruri care nu funcționează nici dacă este vorba de două tururi. Odată să luăm următorul lucru. Dacă vedem întotdeauna la turul 2, este mai mică prezența decât la turul 1, când este vorba de alegeri locale, cum vorbim aici. Deci mai puțin în localitățile unde s-au prezentat puțini în turul 1, se vor prezenta și mai puțini în turul 2. Și atunci reprezentativitatea per total scade și acolo. Totuși, dacă ar fi să aleg eu, să zicem, dar asta nu are nicio legătură cu ceea ce s-a întâmplat acum, aici poziția noastră a guvernului a fost una, după părerea mea, justă, nu pot schimba, indiferent de ceea ce crezi, nu este normal să schimb în timpul jocului regulile, este la mai puțin de un an de alegeri, cred că nu este normal să schimb, asta este singurul
criteriul, să spunem, puternic pe care îl pot exprima acum. Pe de altă parte, eu cred că, fiindcă societatea își dorește și fiindcă există această cerere publică oarecum din ultima vreme legată de două tururi, eu cred că ar trebui unificate la două tururi toate alegerile din România, de la alegerile prezidențiale care sunt în două tururi, dar până jos, pentru că acum, vedeți, avem alegeri într-un tur. Și atunci să dăm mandate extinse și primarilor și aleșilor din Parlament, nu? Asta, asta poate fi dacă am trece la a aduce într-un singur an alegerile. Da. Asta ar fi un al doilea criteriu, dacă am putea să aducem alegerile într-un singur an, să avem și alegeri europarlamentare și prezidențiale și locale și generale într-un singur an. Ar fi un câștig, am avea un an de alegeri și patru ani de dezvoltare și acest lucru cred că s-ar putea face, dar când este vorba de alegeri, eu cred că alegerile în două tururi sunt, până la urmă, oamenii le consideră mult mai reprezentative, într-un noi fel sunt mai reprezentative și cred că ar putea să fie o soluție pe care să o negocieze clasa politică și să stabilim că este regula pentru alegeri în România. Pentru că acum, începusem să spun, avem alegeri într-un tur la primari, în alte locuri avem alegeri în două tururi. Adică aceste insule neuniformitate, ca să spunem așa, în sistemele noastre și în administrație vedem acest lucru, și în alegeri și în alte practici, nu sunt normale. Dar trebuie să avem, după părerea mea, un sistem de salarizare unic pentru cei care sunt plătiți de la bugetul statului din România. Să avem un sistem pentru funcția publică, criterii clare despre cum promovezi dintr-o funcție în asta, indiferent de ce meserie ai, indiferent de ce funcție ai. Să fie o ierarhie după un sigur criteriu pe o scară ierarhică a lucrurilor. Acestea sunt statele simple, statele care funcționează simplu și care își modernizează continuu procedurile simplificându-le. De aceea una din proiectele noastre la ministerul nostru în acest an este încercarea de a duce mai departe ceea ce s-a început de ceilalți miniștri, eu aici recunosc, a începe, de exemplu, să lucrăm la un cod administrativ. Avem deja în dezbatere publică tezele prealabile ale codului administrativ, să adunăm toate legile care guvernează administrația locală. Sunt sute de legi care trebuie să iei bibliorafturi întregi de kilograme pentru ca să urmărești un proces de salarizare sau de ceva, să le punem toate într-un cod administrativ. De asemenea, lucrăm la un cod al locuirii, în care regulile urbanismului, cele legate de construcții, de termoficare, de tot ceea ce înseamnă impact asupra locuirii, inclusiv lucrurile care țin de calitatea locuirii, legile să fie toate într-un cod al locuirii, de exemplu, un cod al urbanismului. Deci încercăm să facem aceste lucruri simple. Și alegerile, ca să revin aici sintetic, alegerile în două tururi în viitor, sigur, nu aplicate peste noapte și eu cred că nu se pot aplica așa cum spunea și premierul. Nu cred că ne putem, noi ca guvern, acum să intervenim prin mijloace brutale, să spunem, în legiferarea unui lucru care este important și care există în Parlament. Există toate instrumentele în Parlament. Avem acum două proiecte de lege a unor partide care există în Parlament și în Parlament credem că este normal să se decidă asta. Fie că este un tur, fie că este vorba de două. Aici e problemă, până la urmă, de opțiune politică. Din păcate, la noi schimbăm prea des aceste lucruri și de aceea dă senzația sau chiar se întâmplă ca să pare că este expresia unui interes de moment a unui partid sau altul. Dacă am stabilit că facem și am putea să stabilim asta în acest an sau anul viitor, următorul parlament i-ar fi mult mai legitim să stabilească asta, putem face alegeri la 5 ani, toate mandatele să le facem de 5 ani, dacă se poate și să alegem pentru toate funcțiile în două tururi, pentru că asta este în cultura noastră politică contemporană și în cultura civică este considerat modelul cel mai bun până la urmă. Sigur că alegerile în două tururi, din păcate, nu vor rezolva un lucru care ar trebui să fie ajutat cât mai mult apariția unor noi actori politici, unor partide politice noi, avem și o lege, dar chiar dacă se ajunge la turul 2, un partid politic nou, un tânăr nou care intră în politică, cred că are mai puține șanse în turul 2 să facă coaliții cu ceilalți, mai degrabă fac coaliții cei care sunt mai vechi în politică, partidele istorice, istorice în sensul că sunt de 25 de ani deja, chiar dacă s-au născut în 1990. Suntem o democrație în construcție. Eu aș spune că mă bucur de câte ori ajungem la o dezbatere de genul acesta, chiar dacă unii spun că este pierdere de timp, pentru că democrația costă, în primul rând, costă timp, costă nervi,
costă și bani în anumite momente. Și cred că societatea trebuie să treacă prin aceste crize în care sunt crize de conștiință până la urmă. Și dacă intervine și opinia publică și dacă intervine o societate civilă puternică și reglează cumva acest proces, face presiune asupra unui asemenea proces, atunci aceea este alegerea cea mai bună. Pentru că dacă ne uităm noi sociologii și încercăm să evaluăm dacă o practică este mai bună decât alta, o să găsim peste tot argumente și pro și contra și o să găsim mai puține criterii ca să măsurăm. Nu există o farmacie în care să poți măsura în domeniul democrației. Domnule vicepremier, pe lângă crize, zis de crize, aș rămâne tot în zona crizelor și ultima întrebare se leagă, așa cum v-am spus, de Republica Moldova. Pe lângă viziunea noastră cu privire la ce se întâmplă acolo, m-ar interesa, să spunem, latura sociologică, viziunea sociologică și mai puțin cea politicianistă. Și anume, aveți idee de vreun studiu, de vreun sondaj, de ceva care să spună ce vor românii în totalitatea lor legat de Republica Moldova? Ce vor politicienii, știm? Vor voturi, vor diferite interese strategice, dar ce își doresc românii? S-a vorbit de o posibilă unire lansată în spațiu public recent de fostul președinte Traian Băsescu. Se vorbește de ajutoare pe care România să le dea Republicii Moldova. Cum vedeți dumneavoastră, ce știți dumneavoastră legat de voința românilor, fie că sunt de la Focșani, fie că sunt de la Caransebeș, fie că sunt de la Oradea, ce își doresc românii cu privire la frații lor de peste Prut? Am făcut, pe vremea când mă ocupam numai de sociologie, am făcut și studii destul de amănunțite legate de asta. Și aș putea să spun că românii știu puține despre Republica Moldova, că Republica Moldova, în afară de 24 ianuarie sau în alte momente emoționale, la 1 decembrie, când mass media vorbește mai mult despre Republica Moldova, românii în acest moment nu au o preocupare pentru ceea ce se întâmplă în Republica Moldova și, de asemenea, nu există o voință, să spunem, de unire. Pentru că despre asta m-ați întrebat în primul rând, ca să fie majoritară, să fie foarte puternică, să spunem. Pentru că românii invocă posibilitatea unor crize legate de integrarea Republicii Moldova, posibilitatea legată de influența Rusiei și o anumită agresivitate din partea Rusiei, dacă am avea o minoritate foarte mare. Deci asta este, din păcate, în cadrul opiniei publice, un anumit blocaj față de Republica Moldova. Dincolo de o emoție care este, sigur, partajată în momente de sărbătoare și în alte momente. Pe de altă parte, nici la Chișinău și nici în, să spunem, la Bălți sau în alte locuri, nu există o dorință de unire care să depășească un procent foarte mare, de 50%. Și acolo este, datorită unor influențe ruse, datorită compoziției populației, poate datorită unei politici care n-a avut coerență din partea României față de Republica Moldova în acești ani, dar dincolo de cele două opinii publice. Aș putea spune următorul lucru. Opinia publică se formează. Opinia publică se formează prin programe pe care politicienii le au, în care transmit, comunică foarte mult, atât în aici cât și în Republica Moldova. Și pentru noi este un proiect foarte important să unificăm cumva spațiul româno-moldovean, ca să zicem așa. Să-l unificăm economic, să-l unificăm comunicațional, să dispare celelalte granițe care sunt mai identitar, să spunem, să-i convingem și pe ei că sunt români, că vorbim aceeași limbă, că Europa este importantă și pentru România și pentru Republica Moldova. Și eu cred că acesta este procesul de unire cel mai important care trebuie făcut. Ori pentru acesta nu există niciun fel de restricții. Nu există, nu intri nici în război cu nimeni dacă faci acest lucru. Dar asta ar însemna ca să fie acesta un proiect foarte important al României și un proiect continuu. Pentru că noi facem acest proiect de regulă după tipul stop and go. Îl pornim, după aia îl lăsăm. Vin momente când ne emoționăm cu toții, când facem... Sunt momente operative, ale electorale, când avem interesul să cerem voturi. Avem interes să luăm voturi. Alte ori, aceste lucruri, cred că această inconsecvență noastră față de Republica Moldova, dublată de momente de emoționalitate maximă în care câteodată cerem unirea cu Republica Moldova, în momente în care nici Republica Moldova nu este pregătită pentru asta. Eu cred însă într-un proces de alte tipuri de poduri economice, nu de flori economice, comunicaționale, mediatice,
de un spațiu de circulație a forței de muncă între cele două țări, de circulația investițiilor între cele două țări, lucru care se poate. Și noi am reluat în aceste zile, după cum ați văzut, a fost și prezența primului ministru din Republica Moldova. L-am invitat și eu pe omologul meu din Republica Moldova pentru că am început un proiect acum de ajutorare, pentru că Republica Moldova se află într-o criză și vom porni cu un ajutor umanitar, dar dincolo de asta vrem să construim câteva mecanisme de comunicare cu Republica Moldova, nepolitice, mai degrabă civice, culturale, mult mai serioase și mult mai stabile. Fără emoție politică, fără alegeri care denaturează, ridică sau, să zicem așa, tensiunea naționalismului într-una sau în alta din părți. Cred că noi trebuie să ne cunoaștem în primul rând. Vorbeam ieri, am avut o vizită a ambasadorului Republicii Moldova la mine, l-am invitat la mine și am discutat și lucru care el cunoaște bine România, pe care mi l-a spus a fost: românii nu cunosc ce se întâmplă în Republica Moldova. Românii știu foarte puține despre Republica Moldova, cu toate că mass media își face treaba cu privire la asta. În ultimii ani, aș putea să spun, eu m-am monitorizat, e o zonă de sensibilitate personală pentru mine aceasta a comunicării cu Republica Moldova și am monitorizat continuu. În ultima vreme, tot mai multe instituții media fac o comunicare, să spunem, în ceea ce privește spațiul moldovean. Din păcate, opinia publică încă nu este angajată în acest proiect. Suntem cu ochii cu totul în altă parte. Din păcate, nu ne uităm la Republica Moldova, să spunem așa, ca și societate. Domnule vicepremier, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența noastră și vă mai așteptăm la următorul bilanț al Guvernului și al Ministerului pe care îl conduceți. Vă mulțumesc și eu!